Bună, îmi pare foarte rău că n-am mai făcut un clipuleț de foarte, foarte, foarte mult timp, și știu, dar am fost foarte răcită și încă sunt de asta și filmez așa din pat, că nu am fost în stare să stau să mă aranjez și să stau la birou. Și cred că se observă și pe vocea mea, încă mai sunt puțin răgușită. Clipulețul ăsta vreau în primul rând să vă mulțumesc foarte mult pentru sprijinul acordat în legătură cu concursul și pentru toate ideile voastre. Mulțumesc mult! Și până la urmă m-am hotărât pe o idee, care o să vă zic mai încolo. În primul rând vreau să vă povestesc așa, puțin, pe scurt, de prima mea zi de facultate, care a fost într-un fel haioasă, adică pe moment a fost foarte groaznică, dar acum când mă gândesc, a fost destul de haioasă povestioarea în sine. Practic eu când mi-am luat orarul n-am înțeles absolut nimic din el, era foarte greu de înțeles. Și am ajuns la, m-am hotărât să mă duc la facultate și pur și simplu să-mi caut grupa. Nu știam ce oră am, când am. Știam doar că am, o știam, cunoșteam o singură fată din grupa mea, cum arată. Știam că picasem cu ea în grup și o cunoșteam de ceva timp. Așa că am ajuns la facultate și am început să întreb pe toată lumea de grupa 2. Și nimeni nu era din grupa 2. 2 ore mi-am căutat grupa și am încercat să întreb lumea, să rog lumea să-mi explice orarul și nimeni, nici măcar fete din anul 3 n-au știut să-mi explice orarul. Asta a fost groaznic. Și așa am bântuit 2 ore prin facultate, întrebând și întrebând cine este cu mine în grupă. Ceea ce a fost, în primul rând, foarte stresant, pentru că după 2 ore de trecut pe aici și am luat pe holurile alea, lumea deja început pe a se uite foarte ciudat la mine. Toată lumea credea că nu sunt din facultate și credea că sunt puțin cu gavo. Până când am dat de o fată foarte drăguță, care îi mulțumesc foarte mult. Era tot anul întâi, numai că ea era de la grupa 1 și eu eram grupa 2, dar cunoștea o fată de la mine din grupă și a sunat-o și a întrebat-o când avem ore și unde. Și mi-a zis că la sala 10, m-am dus la sala 10 și acolo am aflat de la altă grupă că noi, grupa 2, avem acum 2 ore pauză și abia după aceea o să avem ore. Așa că în alea 2 ore, între timp am reușit să aflu orarul, adică să-l învăț să-l citesc exact cum erau cu grupele despărțite, cu săptămâni pare, impare, tot așa. Și am aflat că trebuie să mă duc la Catedra de Germanie, eu fiind la Facultatea de Limbi Străine, la și engleză și germană, și la engleză și la germană. Trebuia să mă duc la, aveam orarul pentru limba engleză, trebuia să mă duc la la Catedra de Germană să-mi iau orarul pentru limba germană. Acolo, când m-am dus, am aflat că trebuie întâi să aflu unde m-au repartizat, dacă m-au repartizat la începători sau la avansați. Pentru că la noi în facultate nu s-a anunțat când se fac opțiunile, să zici că ești începător sau avansat. Iar eu sunt avansată, am făcut liceul german. Și am umblat destul de mult până am putut să aflu unde sunt listele de începători sau avansați. Le-am găsit, am avut norocul să fiu repartizată la avansați, pentru asta să stau să umblu să-mi schimb opțiunea, care nici măcar nu mi-o făcusem. Și am aflat orarul de germană, care iar așa a fost destul de greu. Noroc că a fost cineva acolo care s-a putut să-mi explice, o profesoară. Și, mă rog, am ajuns la grupa mea până la urmă la sală. Era în jur de 4. A fost foarte ciudat că multă lume începuse deja să se cunoască și vorbeau și stăteau și eu eram singură și Francesca nu venea. Și cam atâta, sincer. Bine, după aia, în seara am aflat că trebuie să mă duc să-mi fac și opțiuni de sport, dar m-am dus a doua zi, n-am mai avut să mă duc în seara respectivă. Îi mulțumesc unei fete foarte mult pentru ideea care mi-a dat-o. N-am apucat să mă uit acum, înainte să încep să filmez, să văd cum o cheamă. Dar când o să audă ideea, cum o să fie concursul, o să-și dea seama că a fost ideea ei. Chiar îi mulțumesc foarte mult. Concursul constă
În prima voastră zi de școală, practic trebuie să-mi dați un mesaj, vă zice și coment, adică dacă vreți puteți să-mi lăsați un comentariu, dar s-ar putea să nu aveți destul loc, adică nu cred că vă lasă YouTube să scrieți atât de mult într-un comentariu. Trebuie să-mi povestiți o întâmplare haioasă, ceva enervat, ce ați făcut înainte, la școală, după școală, prima zi de școală, practic. Ca reguli, sincer, singura regulă este să fiți subscriber. Cam asta ar fi. Nu contează dacă sunteți în altă țară, oraș, nimic. Nu contează ce vârstă aveți. Și acum, premiul este acest mic jurnal. L-am văzut în magazin și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Adică mi s-a părut foarte drăguț și e destul de potrivit pentru o fată, zic eu. Ce o să aibă special, pe lângă faptul că arată foarte drăguț, ce o să aibă special acest jurnal, o să fie că o să-i personalizez prima pagină. O să fie ceva scris de mine, nu știu, special pentru fata care va câștiga. Nu o să o personalizez de pe acum, pentru că o să vreau să-i scriu numele fetei, vreau să-i scriu special ei, cu numele ei. Pagina asta să fie adresată ei din partea mea. Chiar vreau să fie foarte personalizat. Și ce mai vreau să dau ca premiu este o pereche de cercei de-ai mei. Arată așa. Sunt argintii și îmi plac foarte mult. Și vreau să-i dau pentru că, nu pentru că n-am avut bani de o pereche de cercei noi, ci pentru că mi se pare foarte drăguț ideea de a da ceva de la mine. Adică mi se pare că așa se creează legătură, o prietenie, adică și mie, de exemplu, mi-ar plăcea și întotdeauna când am participat la concursuri, am sperat să primesc ceva de la persoana respectivă, ceva care a fost al ei sau care este al ei. A, da. Concursul va fi deschis până pe 30 octombrie și pe 1 noiembrie voi anunța câștigătoarea, sau ce puțin sper. Cam atâta. Am atât, stau să editez filmulețul și după aia să mă culc și eu în sfârșit. Vă pup și vorbim data viitoare. Pa, pa!